Aeroportul din Kabul a fost vizat de mai multe rachete în această dimineață, care ar fi fost lansată dintr-o mașină. Sistemul defensiv american a interceptat proiectilele pe aeroport. Aproximativ 1000 de oameni așteaptă în continuare să fie evacuați cu o zi înainte de retragerea forțelor americane. Peste 100.000 de oameni au fost deja scoși din Afganistan în ultimele 2 săptămâni.